Hyundai pregătește lansarea pe 17 martie a noului sedan compact Elantra 2021. Modelul ar trebui să debuteze în cadrul unui eveniment din West Hollywood, California, așa cum a afirmat compania. Nu este exclus însă ca noul sedan sportiv să debuteze exclusiv online, la fel ca multe alte modele în ultima perioadă urmare a pandemiei de coronavirus. Noul model Hyundai Elantra 2021, despre care producătorul a evitat să anunțe prea multe detalii, este construit pe o nouă platformă, fiind mai lung și mai lat decât modelul actual. Tot din punct de vedere vizual, Elantra 2021 este primul model construit pe noua temă de design Parametric Dynamics, pe care constructorul auto o descrie drept ambițioasă și pe care o vom vedea în diverse variante pe următoarele modele Hyundai. Dacă până acum Elantra s-a bazat foarte mult pe unghiurile ascuțite, noul model va avea mai multe linii curbate cu o grilă 3D și nervuri bine definite pe lateralele mașinii. O schimbare radicală, similară cu cea de pe Sonata 2020. Nu este încă foarte clar dacă aceeași direcție de styling va fi folosită și pentru hatchback-ul Hyundai Elantra GT, bazat pe i30-ul clasic vândut în special pe piața europeană. Din teaserul video lansat pe un Hyundai Elantra 2021 pe contul de Twitter al companiei, cert este că noul model va aduce un look semnificativ îmbunătățit la interior. Mi-a plăcut în primul rând faptul că scaunele sunt mult mai bine pronunțate. Scaunul șoferului include laterale din burete ce îi oferă un plus de stabilitate și confort, cu un acces optim la volanul ergonomic similar cu cel din noul Sonata. Pe bordul mașinii apare un display mare, probabil cu Android Auto și Apple Car, alături de o serie de controlere bine conturate cu un aspect dinamic foarte interesant. Hyundai afirmă de altfel că noul Elantra 2021 se întoarce la rădăcinile sale de sedan sport, aluzie la posibilă dotarea modelului cu noi motoare puternice. În prezent, Elantra 2020 este disponibil cu un trio de motoare cu 4 cilindri, dintre care două sunt turbocompresate, produc 128-147, respectiv 201 cai putere, în funcție de opțiune. La fel ca la actualul Elantra, noul model va include o mulțime de funcții de asistență pentru șofer, cum ar fi avertismentul de părăsire a benzii, controlul adaptiv, detectarea blind spot-urilor și alte asemenea. Vom avea toate detaliile finale pe 17 martie. Hyundai Elantra 2021 ar urma să ajungă în showroom în toamna acestui an.